Din cauza că a avut datorii la bugetul de stat, firma pe al cărui teren funcționează fabrica de airbag-uri TRV a pierdut scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale. Consilierii locale au respins acordarea facilităților deoarece societatea a încheiat anul 2015 cu datorii, iar legea nu este de partea debitorilor. Deci condiția de bază pentru acordarea facilităților fiscale era să nu ai datorii la bugetul local, bugetul de stat, la 31 decembrie 2015. Pentru că dumneavoastră aveau datorii, am considerat că nu putem să acordăm pentru anul 2016 revizuirea pentru acordarea facilităților. Asta a fost opțiunea noastră. Ei au plătit în februarie și la finanțe și la noi, dar deja la 31 decembrie nu au fost restanțe. Dar în lege cum spune? Regulamentul nostru să nu aibă. La cât? La 31 decembrie. Dacă spune regulamentul să nu aibă la 31 decembrie, eu zic că voi trebuie să ținem cont de acest regulament. Ăsta e sfatul meu. În 2015, doar diminuarea pentru impozitul pe clădire a însemnat o facilitate fiscală de 78.003 lei.